Știi ce sport ar juca Dorian Popa la Hogwarts? Ceva cu hâț. Hâțbal. Vâșthaț. Nu e mai bun asta. Hâțbal. Hâțbal. Un interviu dubios. Suntem aici cu Antonia, cred. Da. Ea e. E strâmbă masca mea? Nu, e drept. Nu, dar îmi place basca. Mulțumesc. Am și eu niște prieteni care lucrează la barou. Râd, știi? Ca să mă prefac că n-am mai auzit asta. Am văzut ieri pe Insta că ai văzut filmele Harry Potter. Nu l-am văzut pe toate. Am văzut așa un început de partea șaptea, cred. Ce zodie era Ron Weasley? Tu știi ce zodie? Poate. Balanță? Corect. Bloody hell! Mă, mincinosule. Știi ce sport ar juca Dorian Popa la Hogwarts? Ceva cu hâț. Hâțbal. Vâșthaț. Nu e mai bun asta. Hâțbal. Hâțbal. Senzațional, Jonuțule. Gata. Eu am o singură regulă după care mă ghidez în piață. Ia, yeah, care? Take a break, nu? Pauză un pic. Gata, ai obosit, nu? Da. Deja. Ești dubios, rău de tot. Mulțumesc, e un interviu dubios. Te sper dacă o să... Oh, wow! Mai ai încă un... Oh, vezi? Mai ai încă o mască acolo, una mai mică, care ți acoperă doar buzele, gen. Rămâi până la sfârșit și vei afla. Ai postat o poză pe Insta și am văzut cum faci tu curat în casă. Întrebarea mea este... Cum faci în bucătărie? Cum gătești? Nu pot să spun. Adică ce porți sau ce? Nu, literalmente. Cum? Adau drumul la aragaz, la microunde, la tot. La toate, ok. Tai ceapă? Depinde ce fac, da. Okay. Ce faci obicei? Fac din astea pui. Să-ți fac... Wow. Pui! Pui, prăjituri! Wow! Dacă ai merge cu un prânz... dacă ai merge la un prânz cu Dua Lipa, ei recomanda să mănânce mici cu muștar? Da! Best day ever! Bravo! Super bune! Bravo! Super bune? Nu, super bun micii! Da, ok. Și voi la cină? Și la cină? Și la da, da. Ah, ok. Bună asta. Ce mai face Morena după ce ai dat toată dragostea? E bine? Sănătoasă? Acum are vreo 3 copii, 4, ceva de genul, are familie. Da. Gata cu întrebările serioase, să trecem la ceva mai light. Am înțeles că ai făcut școala în Statele Unite. Uh-huh. Ce părere ai despre evoluția învățământului românesc în sfera dezvoltării abilităților adaptate anului în care trăim? Băi, ești inteligent? Răspuns corect. Toată lumea pe la interviuri nedubioase te pune să imiți pe Cristina Aguilera, Beyoncé, Shakira. Tu pe cine mă pui să imiți? Nu, vreau să zic doar bravo ție. Ai făcut o reclamă la niște absorbante. Ma, deci zici că ești stalker din ala gen number one stalker. Because I'm a stalker, I'm waiting at the door, I'm a stalker, boom! Da, ai făcut o reclamă la niște absorbante. Cotex, da, Cotex, Cotex, așa? Foarte bune, le-am încercat și eu foarte. L-ai încercat? Da. Unde? Când îți curge sânge din nas sau ce? Da. Foarte bun. E timpul să jucăm? Există acești trapper sau i-am inventat eu? Lil Toenail. Există sau l-am inventat eu? N-ai inventat. Greșit, există. What? Da. Lil Waterbed. Nu, no, asta e inventat. Există. Nu, arată-mi. Lil Housephone. Deci dacă deja am zis că e adevărat, cu siguranță asta nu e adevărat. Și asta e adevărat. Există. Lil Housephone. Represent. Există. Noi, Lil Housephone. Există. Te pup, da. Wow. Și Lil Iputan. Lil what? Lil Iputan. Nu există. Corect. E, bine. E. Și acum, pentru final, vreau să știi că am un mesaj super emoționant de la David, cel mai mare fan al tău. Micuțul David îți transmite Gugu Gaga Gigi Mami. Ok. Mulțumesc mult, Antonia. Am terminat. That was cringe. Un interviu dubios!